16-18 ani. Vârsta cea mai periculoasă pentru tinerele fete. O să o facă fiată. Am și o asemenea cunoștință, prieten de familie. Vă duceți cu gândul în altă parte. Am întâlnit-o într-o zi pe drum, era cam abătută și am întrebat-o. Spune, măi, fată, și mie, simt că ceva nu-ți convine. Ți-a intrat vreun cui în talpă sau poate ai făcut o fiartă. Te-o fi împins necuratul, ți-o fi făcut vreun platru. Sau să vorbim mai cinstit, spune-mi drept, te-ai cam pârlit. Asta e bine, ai gândit, de vreo lună am greșit. Cel puțin am simțit gustul, de-aia mă apucă plânsul. Că o lună, băiețelul, asta te mi-a făcut felul. Și când mă simțeam mai bine, a plecat de lângă mine. Asta e, mi-am dat seama. Și dacă ai venit la mine, cam ce-ai vrea tu de la mine? De ea am venit să-ți spun, fiindcă tu mi-ești prieten bun. Ce să fac să mă căiesc sau să încep să profesez? Că nu vreau să pic de proastă, dă-mi și mie o povață. Două lecții, trei sau patru, vreau să-mi dai să uit băiatul. Ești bună, ai corp mișto, stai cu alea jos pe rondo. Prima lecție ei cu mâna, până mi nervezi bătrâna. Apoi deschideți corsetul, descolește-ți puțin pieptul. Bravo, mai țin-o o leacă, mișcă-ți corpul, nu sta pleacă. Bravo, văd că nu te încurci, lecția bine o duci. Și ai să te descurci mai bine, dacă mai dai pe la mine. Să-ți mai spun și noutăți despre mișcările în părți, despre lucrurile moderne și cum să stai între perne. Ce părere ai? Ai luat aminte despre ce ți-am spus? Bine zici, bună povață, dar tu o dai prea pe față. Aș vrea lecții mai discrete și mișcările mai lente. Cu tușeu scurt și apăsat, cum la altele ai predat. Că nu veneam la matale, de n-aveam recomandare. E puțin greu începutul, până te înveți cu Gheorghe Mutu. Dar și când o învăța, îi dai toată atenția. Lasă, nu mă învăța, e lungă lecția ta. Mai bine mă apuc de carte și așa poate ajung departe. Lasă, nu mă învăța, e lungă lecția ta. Mai bine mă apuc de carte și așa poate ajung departe.